Ana, de aceea foarte important bilanțul din ultimele 24 de ore, mai ales în lumina revenirii la școală de luni. Rată de infectare de 8,2% pentru cele 2668 de noi cazuri confirmate în ultimele 24 de ore. Colega mea, Carla Tănasie, împreună cu noi ne uităm peste aceste date. Carla, bine te-am regăsit. Mulțumesc tare mult că ai venit. O ușoară scădere în ceea ce privește pacienții din terapie intensivă e iarăși o veste bună. Este o veste bună, să spunem, însă în continuare sunt foarte multe cazuri la terapie intensivă. Vedem că într-o zi avem puțin peste 1000, în altă zi puțin sub 1000, însă acest număr al pacienților nu scade, rămâne o constantă indiferent câte cazuri avem, câte cazuri noi. Astăzi sunt 2668, 322 sunt în capitală și avem o rată de incidență de 1,9 la 1000. Sunt 75 de decese, în continuare multe. Vedem că suntem la o medie de 100 de decese, iar în secțiile care tratează pacienții cu COVID-19 sunt 7747, iar numărul total de teste este de 32501, atât teste PCR cât și teste antigen, și avem o rată de incidență, cum ai spus și tu, de 8,2%. Vedem că am scăzut sub 10%. Am rămas aici, vaccinarea continuă însă și sperăm că vom vedea și efecte. În continuare însă, în spitale, așa cum spuneam, în special în terapie intensivă, paturile sunt pline și având în vedere că sunt luate aceste măsuri de relaxare, ne așteptăm la o creștere a numărului de cazuri, așa cum am văzut că s-a întâmplat de fiecare dată. Și aș vrea să fac, apropo de începerea școlii, două lucruri sunt noi de această dată, având în vedere și ce s-a întâmplat în spitale. Văd că toată lumea încearcă să învețe ceva din aceste tragedii și vedem în acest regulament un draft deocamdată, de exemplu, că în băi sunt interzise uscătoarele electrice și prosoapele din material textil. Practic, oamenii s-au speriat, autoritățile s-au speriat de ce s-a întâmplat la cele două spitale, de la Piatra Neamț și Matei Balș. Și un lucru nou este testarea în școli, însă trebuie să vedem cine o va realiza, pentru că personal medical este puțin, mă refer la cei din școli. Și ar mai fi această armonizare a pragurilor, nu, în ceea ce privește codurile acelea de culoare, în funcție de care se revine la școală? Da, până ieri discutam de lucruri diferite, adică în bilanț vedem că, în bilanțul zilnic pe care îl primim, vedem că scenariul verde este sub 1,5 la 1000, scenariul galben între 1,5 la 1000 și 3 la 1000, iar scenariul roșu de peste 3 la 1000. În ce luau în calcul autoritățile în privința redeschiderii școlilor, era altfel. Scenariul verde sub 1 la 1000, scenariul galben 3,5 la 1000 și scenariul roșu până la 6 la 1000, și vedem că încearcă să armonizeze aceste lucruri și să meargă la școală cât mai mulți copii. Văd că aceasta este o prioritate pentru autorități, chiar dacă nu va putea fi respectată distanța elevilor în clase. Am văzut că scrie în acest draft că dacă este posibilă, trebuie asigurată o distanță, posibil, trebuie asigurată o distanță de un metru, dacă nu este posibil, să fie asigurată distanța care se poate. Este foarte important însă ca în aceste condiții elevii să poarte măști și să fie făcută o aerisire a clasei așa cum trebuie. Mulțumesc tare mult, Carla, pentru explicațiile tale.